Bogdan Negru, prima reacție după ce s-a spus că a murit într-un accident. Prezentatorul vorbește în exclusivitate pentru Star Magazine despre știrile care circulă în presă de câteva zile. Norocul meu e că mama nu are net și nu s-a speriat. Dar să știi că istoria fake news-ului e fabuloasă. Primul fake news senzațional din istoria media a apărut în 30 octombrie 1938. Uite că ți minte și data, nu că aș fi trăit atunci. 30 octombrie, când Orson Welles, CBS, la radio CBS, este un radio foarte important în America, radioul a difuzat muzică clasică și la un moment dat programul de muzică clasică a fost întrerupt cu un breaking news făcut de Orson Welles, regizor Orson Welles, cum că marțienii ar fi coborât pe pământ. A fost primul mare fake news din istoria, din istoria media. Așa că e o normalitate treaba asta. Tu cum ai aflat? Ai văzut tu sau te-au sunat prietenii să vadă dacă ești bine? M-a sunat azi dimineață un prieten, un actor, un mare actor, și mi-a spus, băi, ești fericit, pe tine te dau mort din accidente, pe mine mă dau mort de vreo câțiva ani de zile, așa, din bătrânețe. Eu n-am mai fost la Botoșan de vreo 3 ani de zile, așa că totul e în regulă. Te-a deranjat să vezi așa ceva? E o normalitate, încă o dată o spun, crede-mă, e o normalitate. Sunt fake news-uri fabuloase pe planeta asta și știrile senzaționale sunt o normalitate în piața media. Da, pare un trend în ultima vreme. Zilele trecute am avut cu Ionuț Dolănescu și Maria Ciobanu, Fuego, Irina Login și lista poate continua. Da, să știi că nu e doar în ultima vreme. Se repet, în 38 Orson Welles s-a făcut breaking news-ul ăla de fake news.